Dacă vrei să lupți împotriva schimbării climatice, atunci pleacă în vacanță fără haine de schimb. Compania aeriană a Japoniei a lansat un serviciu de haine de închiriat ca să poți călători fără bagaje voluminoase. Cu mai multe detalii vine colegul meu, Felix Damian, editor Aleph News. Este vorba de o ofertă pentru cei care nu sunt siguri ce trebuie să împachetezi atunci când pleacă într-o vacanță. Și dacă destinația este Japonia și zbor cu Japan Airlines, răspunsul ar putea fi nimic. Compania aeriană a Japoniei a început să testeze timp de un an un serviciu care le permite călătorilor să rezerve un set de haine la destinație de diverse stiluri vestimentare și pentru diverse sezoane și le primesc când ajung la hotel la sosire. La sfârșitul hainele sunt returnate pentru a fi spălate și introduse din nou în sistem. Se numește Anywhere Anywhere. Serviciul este valabil și pus în funcțiune până la sfârșitul lunii august 2024 sub formă de testare și Japan Airlines spune că ar putea reduce semnificativ emisiile de carbon prin reducerea greutății transportate de avioanele sale. Odată cu rezervarea biletului de avion, utilizatorii serviciului se conectează pe site, pe pagina companiei Anywhere și aleg dintr-o serie de opțiuni îmbrăcăminte, încălțăminte, fie pentru femei, fie pentru bărbați, pentru sezonul respectiv, numărul, desigur, și taliile hainelor, iar apoi aceste selecții îi vor aștepta pe călători la hotel, pentru prețuri care variază între 34 și 48 de dolari în funcție de perioada de închiriere. Toate aceste articole de îmbrăcăminte sunt fie cumpărate deja, sunt în stocul acestei companii, dar utilizatorii nu știu cât de vechi sunt sau cât de mult au fost purtat. Anywhere Anywhere estimează că aproximativ 10 kg economisite la bagajul de cală echivalează cu 7,5 kg de emisii mai puține. Și asta înseamnă, desigur, că poate fi comparat cu un uscător de păr care merge 10 minute pe zi, aproape 2 luni și jumătate. Compania are deja solicitări din toată lumea și din peste 115 țări, iar Statele Unite și Australia sunt acum țările în care are cei mai mulți utilizatori. Adevăratul impact al acestui test va fi dezvăluit abia la final, după ce Japan Airlines va putea să dovedească faptul că această economisire a greutății corespunde direct cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.